Său, cu interacțiuni la nivel global, v-am arătat că suntem în linia cheia ca și galaxie, deci avem imaginea unde plasată, unde galaxia noastră e un punct dintr-un noroi mare de galaxii care se mișcă și vedem cum se mișcă. Și când ai în minte toate scările astea, vezi conexiunea între ele, vezi omul în dezvoltarea lui, vezi valoarea omului în faptul că a fost capabil să vadă astea, atunci devii smerit din definiție. Pentru că îți dai seama de frumusețea acestei construcții. Fără să faci teoria chibritului. Și încep să respecti din scara asta, pentru că atâta efort, scriam la un moment dat așa metaforic, cât timp i-o fi trebuit unei pietre să-i treacă prin cap să devină o floare. Trebuie să respectăm acest efort al evoluției de anorganic, organic, până la omul ființă deșteptătoare. Dar dacă nu avem în scara noastră, că nu o vedem. Deci funcție de modul în care începem să lărgim scara, ieșind din cutiuțele noastre out of the box și începem să înțelegem și să avem instrumente obiective, nu manipulatorii ale întregului, am șansa să înțeleg cine sunt, ce merită să exist și cam fiecare ce misiune are și putem face altceva. Deci, cu alte cuvinte,